Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie. Astăzi începem un ciclu nou de emisiuni dedicate Basarabiei românești în perioada interbelică. Aceste lecții vor avea la bază lucrarea doctorului habilitat în istorie Nicolae Ienciu, în componența României întregite. Basarabia și Basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice. Basarabia interbelică. Pământ, oameni și locuri. Marele poet român Mihai Minescu afirma că a rosti numele Basarabia e tot una cu a protesta contra dominațiunii rusești, căci acest nume singur este o istorie întreagă. Într-adevăr, cuvântul Basarabia ne amintește în primul rând de o lungă perioadă a dominației imperiale rusești în spațiul românesc dintre Prut și Nistru. Ocupație care s-a remarcat prin condiții asupritoare asupra unei provincii pur românești, Jug de sub care a reușit să scape doar printr-un miracol, în martie 1918. Originea numelui Basarabia este foarte veche. Până în secolul al XV-lea, Basarabia a fost numele întregii țării românești, apoi, până la 1812, a reprezentat partea de sud-est a Moldovei istorice, numită Bugeac, termen care, în limba tătărească, însemna un colț de pământ. Iar potrivit lui Iorgu Iordan, în limba turcă, bugeac înseamnă țară fără păduri și ape permanente, crestată de băi adânci, dar și mare buruieniș. Începând cu 1484 și până la 1812, bugeacul, care după 1538 va include și cetatea Tighina, făcea parte din pașalăcul turcesc de la Silistra. Tătarii Nogai, așezați aici, devin populația majoritară începând cu 1812, ca urmare a tratatului ruso-turc din 16 mai același an, turcii cedează Rusiei imperiale, fără a avea vreun drept, Moldova de la Is de Prut, împreună cu Bugeacul, adică Basarabia istorică. Din acel moment, autoritățile imperiale au extins numele de Basarabia asupra întregului teritoriu dintre Prut și Nistru. Paralel, Rusia imperială a alungat populația tătară din zonă, inclusiv și o parte din românii moldoveni, iar în locul acestora a adus bulgari și găgăuzi ortodoxi. A ademenit germani, ruși și ucraineni, oferindu-le numeroase facilități și privilegii la stabilirea în această zonă. Anume, acest proces de colonizare de după 1812 are explica astăzi caracterul eterogen al populației bugiacului. Încă o precizare importantă. Întemeitorul dinastiei domnitoare din țara românească, voivodul Basarab I, care a domnit în perioada 1324-1351, în a doua parte a domniei sale a reușit să-și întindă stăpânirea inclusiv asupra ținuturilor de la răsărit și chiar dincolo de prut, la miezul noapte de gurile Dunării, ținuturi care de atunci au căpătat numele de Basarabia. În același secol, un alt mare domnitor al țării românești din familia Basarabilor, Mircea cel Bătrân, într-un document din 1387, se considera stăpânitor nu doar peste Ungrovlahia, peste Amlaș și Făgăraș, peste Banatul Severinului, dar se numea și domn al părților Tătărești și al ambelor maluri ale Dunării, până la Marea Cea Mare, adică Marea Neagră. Această pânire a lui Mircea și a urmașilor săi din familia domnitoare a basarabilor asupra ținuturilor de la nordul gurilor Dunării a fost atât de puternică și solidă încât turcii, polonii, dar și alți străini și chiar locuitorii țării Moldovei numeau acele teritorii Basarabia, după numele domnilor din familia basarabilor. Prin urmare, o bună perioadă de timp, Basarabia era doar acea parte de sud-est, adică bugeacul. Pentru prima dată, cuvântul basarabia apare în 1396 într-un act intern al Țării Moldovei, scris în limba latină, dar și într-un document din 8 octombrie 1408 al voivodului Alexandru cel Bun. Termenul s-a păstrat și mai târziu, dar numai în legătură cu partea de nord a Deltei Dunării. Întemeiindu-se, conform tradiției istoriografiei medievale, în anul 1359. Țara Moldovei cuprindea la începuturi Bucovina, numită astfel după răpirea ei de către austrieci la 1775 și Moldova de la mieză-noapte. Se va întinde însă repede pe văile Prutului și Alenistrului, iar în scurtă vreme domnitorii Moldovei voiau deja și Bugeacul în componența țării. Motiv pentru care au pornit război împotriva basarabilor din Muntenia și au pus stăpânire peste vechile cetăți comerciale, Cetatea Albă și Chilia una așezată la gura Nistrului, cealaltă la gura Dunării. Astfel, în anul 1408, documentele îl arată ca stăpânitor al Basarabiei pe Alexandru cel Bun, domnul Moldovei. Iar de acum încolo, teritoriul a trecut rând pe rând, când în mâinile Munteniei, când în mâinile Moldovei. În anul 1465, Ștefan cel Mare al Moldovei cucerește chilia de la Munteni și își extinde puterea asupra întregii regiuni de la nordul gurilor Dunării. Doar că nu pentru multă vreme. În acea perioadă, Imperiul Otoman era o mare putere și pătrundea din ce în ce mai mult în inima Europei. În 1484, turcii pun mâna pe cetățile lui Ștefan cel Mare, Chilia și Cetatea Albă. Însă, Voivodul Moldovean reușește să mențină controlul asupra teritoriului din jurul acelor cetăți. Totodată, țara Moldovei trece de bună voie în schimbul unui harac anual sub ocrotirea porții otomane, suzeranitate care garanta domnitorilor de plină putere și neatârnare față de poarta otomană. Așadar, veacuri de, acord de rândul între ținuturile din stânga prutului și cele din dreapta prutului nu a fost nicio deosebire. Aceeași populație, același neam locuia pe ambele maluri ale râului. Aceeași soartă o aveau toți locuitorii, aceeași administrație îi cărmuia și pe unii și pe alții. Marea confuzie în privința denumirii teritoriului dintre Prut și Nistru s-a produs în anii războiului ruso-turc din anii 1806-1812. Astfel, în conformitate cu una din clauzele tratatului de la Tilzit, încheiat între împăratul Napoleon și țarul Alexandru I, Rusia se obliga să evacueze până la încheierea păcii trupele sale din Moldova și Muntenia. În decursul tratativelor ulterioare de la Paris, la sfârșitul anului 1807, împuternicitul Rusiei, ambasadorul Tolstoi, a pretins că în tratat nu se vorbea despre Basarabia, fapt pentru care a insistat ca acest teritoriu să rămână Rusiei, interpretând noțiunea de Basarabia mai larg, nu numai privind bugeacul, și întreg teritoriul cuprins între Nistru și Prut. În scurt timp, puterile europene și-au însușit punctul de vedere rusesc în legătură cu întinderea desemnată sub numele de Basarabia. Iar, prin tratatul de pace ruso-turc din 16 mai 1812, Rusia a reușit să anexeze un teritoriu de 44.422 de km pătrați, pe care un călător rus de la sfârșitul secolului al XVIII-lea îl numea Pământul Făgăduinței. Imperiul țarist intra astfel în posesia unui teritoriu mai mare cu 7400 km pătrați decât al Moldovei din dreapta Prutului, cuprinzând 5 cetăți, 17 târguri, 685 de sate și o populație de 482.630 de suflete. Pentru a calma spiritele băștinașilor, în primii ani de ocupație țaristă, administrația Imperiului Rus a adoptat o atitudine îngăduitoare față de Basarabia, explicată de amiralul Ciceagov, comandantul trupelor rusești din Principate, în felul următor. Basarabia este o țară frumoasă, ea ne aduce mari foloase, dar trebuie să o lăsăm să se odihnească o vreme. Am încercat să dau locuitorilor acestui ținut câteva privilegii mai mult decât vecinilor. Ei sunt scutiți de dări vreme de trei ani, în loc de doi, după cum glăsuiește tratatul de pace pentru Moldova, sunt scutiți de recrutare, căci de fapt populațiunea este rară și o astfel de măsură în loc să mai aducă locuitori, iar face să fugă și pe cei care sunt aici. Măselesc să facă să simtă blândețea stăpânirii maestății voastre, care se întinde nu numai la cei care au mai dinainte fericirea să ție de ea, dar și la cei ale căror averi au căzut în puterea ei. Cred că această țară va propăși dacă maestatea voastră o va feri de mulțimea puterilor și autorităților. Aici nu trebuie nimic de făcut, nimic de întocmit, dacă nevoia locală nu cere și dacă mijloacele locale nu îngăduie. Sinodul s-a amestecat cel din tâiu. A făcut tot ce privește stăpânirea lui. El poruncește și eu doar plătesc pe slujbași. Am făcut cunoștință cu exarhul Gabriel Bănulescu Bodoni, pare că vrea să se mulțumească cu puțin. E umil și politicos afară din cale. Dacă nu-l vom încărca cu regulamente și cu învoiri, poate că și clerul acestei țări va fi mulțumit. Trebuie să fie o stăpânire teopolitică și nu sinodală. De aceea, tot ce va face maestatea voastră ca să dea de o parte puterea sinodului va fi de folos și va ajuta planul general. Am încheiat citatul. Mergând pe această cale, conducerea administrației civile a noii provincii i-a fost încredințată lui Scarlat Sturza, un boier român refugiat de mai multă vreme în Rusia. Acesta era ajutat de un sfat obștesc, format aproape în totalitate din boieri pământeni. Sturza a stat însă în funcție doar până în 1813, când și-a dat demisia, locul său fiind ocupat de generalul Ivan Harting, de origine olandeză care a recurs imediat la reducerea rolului românilor în conducerea Basarabiei. În opinia acestuia, noua provincie trebuia să devină un teritoriu rus obișnuit, cu simple particularități locale. Chiar dacă, așa cum afirma și geograful Vintilă Mihailescu, cel puțin o generație nu s-a împăcat să-i spună după 1775 colțului de nord-vest al Moldovei Bucovina, iar după 1812 părții dintre Prut și Moldovei Basarabia, treptat, acești termeni au intrat atât în uzul cotidian cât și în cel științific, menținându-se inclusiv după 1918. Deși, așa cum menționa același vintilă Mihailescu, nu rămâne îndoială că se găsesc puțini români care să nu știe în ce împrejurări de fățărnicie și violență internațională au fost trupte din pământul Moldovei bucățile botezate cu nume străine din teritoriul țării. Ca parte integrantă a României Regale, revenită în spațiul de cultură și civilizație românească prin voința populației locale, în perioada interbelică, sub numele de Basarabia se înțelegea porțiunea de teritoriu românesc cuprinsă între râurile Prut și Nistru, Marea Neagră la sud și Munții Carpați la nord, așa cum Rusia țaristă numise inadecvat această parte a Moldovei după anexarea ei la 1812. În epocă, chiar dacă denumirea de Basarabia a fost menținută, s-a făcut totuși distinția necesară între numele provinciei ca atare și adevărata Basarabie, cea veche, adică Basarabia istorică, care reprezenta, vă reamintesc, doar partea de jos a Moldovei de la Est de Prut, respectiv Ținutul de Stepă ce se întindea la răsărit de Prut și la nord de Dunăre, spre Nistru, străbătut de Cogălnic și de Ialpug teritoriu care corespunde județelor Cetatea Albă, Ismail și Cahul. Recapitulăm. Populat în veacurile de mijloc preponderent de tătari, acest ținut arid de stepă sau părțile tătărești, cunoscut și sub numele de bugeac, unghi sau colț, a fost cucerit în secolul al XIV-lea de domnitorul Alexandru cel Bun. Până în secolul al XV-lea, bugeacul, Basarabia, țara lui Basaraba sau Abasarabilor, a fost stăpânit de voievozii țării românești, apoi de cei ai Moldovei. Luat de turci în secolul al XVI-lea, Bugeacul a fost populat cu tătari de Nogai și a rămas sub stăpânirea otomană până la anexarea Moldovei de ies de către Rusia imperială. După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, România întregită reprezenta 2,52% din suprafața Europei, ocupând locul 10 între țările continentului. În așa mod, România își consolida poziția în sud-estul Europei, beneficiind de o suprafață semnificativ mai mare decât a celorlalte state, fiind depășită doar de Polonia și, evident, de Uniunea Sovietică. Litoralul Mării Negre, care scalda Basarabia anilor interbelici, avea o lungime de aproximativ 135 de kilometri. Atât Nistrul cât și Prutul, care formau hotarele naturale ale Basarabiei, izvorau și izvorăsc în continuare din munții Carpați, ale căror înălțimi se transformă treptat în dealuri, înlănțuindu-se până în dreptul orașului Bălți, de unde, treptat, încep să scadă, ca mai la sud de orașul Chișinău, să cedeze locul câmpiei Bugeacului. Alături de principala sa funcție de cale navigabilă, Nistrul a mai avut, în perioada dintre cele două războaie mondiale, importanta calitate de frontieră de stat între România și Uniunea Sovietică, pe o lungime de 812 km. Bătrânul Tiras, ministrul nostru de astăzi, menționa în această prevință Stoian Stanciu în articolul cu titlul sugestiv Suflet de Hotar, stă din nou așa cum era pe vremuri, hotar prăpăstios între două luni cu structură deosebită. În opinia acelui așa autor, datorită acestui fapt, Basarabia toată și mai cu seamă cea de la nistru, intelectualii în primul rând, are un suflet al său, un suflet de hotar. În opinia directorului Institutului Central de Statistică din România Interbelică, dr. Sabin Manuilă, frontiera română-sovietică pe fluviul Nistru, alcătuind o linie naturală de demarcație, a simplificat esențial, din punct de vedere tehnic, trasarea granițelor. Din punct de vedere etnografic însă, această delimitare naturală nu soluționase problema, deoarece, așa cum afirma Sabin Manuilă, linia de demarcațiune etnică depășește și de o parte și de alta fluviul Nistru. Abordând aspectul interferențelor etnice la granița de est României, geografii Simion Mehedinț și Vintilă Mihăilescu afirmau că atât de gol și al nimănui a fost pământul la răsărit de Nistru, încât o bună parte din moldoveni au trecut vadurile mistrului și s-au așezat în stepă până departe. Așa că tot neamul nostru, venit din țara veche și așezată, a dat pe întâi coloniști de ispravă din sudul Rusiei, deoarece din resturile acestora s-a întemeiat după Marele Război Republica Moldovenească. Aceeași opinie era împărtășită și de profesorul Sabin Manuilă, în opinia căruia crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești din stânga Nistrului dovedește nu numai existența elementului românesc dincolo de Nistru, dar și faptul că granița actuală s-a trasat la un nivel geografic și etnic care, deși nu corespunde tocmai cu linia etnică, dar cel puțin acordă statelor învecinate un număr aproape egal de minorități etnice. Astfel, constata profesorul Manuilă, atunci când România a reușit să obțină granițe naturale bune față de vecina ei de la est, nu a putut obține ca această linie să coincidă și cu linia de demarcație etnică. Deoarece, factori de altă natură, cum ar fi păstrarea avantajului unei frontiere naturale sau din considerente de ordin strategic, economic sau în final, amestecul aproape inseparabil al grupurilor etnice într-o masă eterogenă au făcut ca trasarea liniei de frontieră să nu poată tranșa nici în România delimitarea politică a granițelor, ca de altfel aproape nicăieri în Europa, astfel încât să se suprapună în mod matematic limitelor etnografice. Acest lucru însă, în opinia directorului Institutului Central de Statistică, nu ar fi fost în stare să simplifice problema frontierelor, ci din potrivă, ar fi complicat-o și mai mult. Tocmai din acest considerent, România nu a insistat niciodată pentru o revizuire a granițelor sale politice de după 1918, considerând, mai presus de orice interes egoist imediat, interesul general și permanent al găsirii unui echilibru în care țara și populația ei să poată prospera și în care tratamentul minorităților etnice să fie unul din punctele de legătură între România și vecinii ei. După unirea de la 1918, din punct de vedere geografic, Basarabia a rămas în continuare împărțită în cinci regiuni. Dar, în opinia geografului Scarlat Panaitescu, regiunile cele mai interesante erau nordul, codrul și lacurile. Citez: În special codrul este de o structură topografică deosebită de a restului Basarabiei. Regiunea codrului se prezintă ca o răzvrătire geologică, răsfățată de natură prin îmbrăcămintea ei silvică. Am încheiat citatul. În opinia lui Panaitescu, această regiune era cât se poate de interesantă și din punct de vedere etnic. Limita de sud reprezintă fruntaria în care a fost comprimat neamul nostru în ultima invaziune a tătarilor. În această regiune, domnii moldoveni au împroprietărit pe bravi apărători, constituind prin ei un zid de piepturi oțelite, în rezistența cărora neamul și-a pus speranța de a opri puhoiul străin. Urmele de fortificațiuni și de mănăstiri ne evocă acele timpuri grele și apăsătoare pentru noi. Caracterul etnic românesc este cel mai pronunțat în această regiune. Am încheiat citatul. Din punct de vedere climateric, Basarabia interbelică avea o climă continentală în partea ei de nord, supusă ploilor abundente în timpul verii și zăpezilor geroase în timpul iernii, pe când partea de sud era puternic influențată de curenții maritim calzi, provenind din Asia Mică. În atare mod, temperaturile în Basarabia variau mult de la un an la altul și chiar de la o localitate la alta, iar schimbarea se producea brusc, atât de la cald la frig, cât și de la frig la cald. Temperatura cea mai ridicată era înregistrată în luna august, iar cea mai scăzută în ianuarie. Datorită climei, a cantității de precipitații anuale, pământul Basarabiei era foarte fertil și perfect pentru agricultură. În perioada dintre cele două războaie mondiale, autoritățile, la recomandare specialiștilor, au împărțit Basarabia în două mari regiuni agrogeografice, Basarabia de Nord, cu județele Bălți, Lăpușna, Hotin, Orhei și Soroca și regiunea agrogeografică Basarabia de Sud, cuprinzând județele Cahul, Cetatea Albă, Ismail și Tighina. Criteriul principal care a stat la baza împărțirii județelor Basarabiei în cele două regiuni a fost cantitatea diferită de precipitații atmosferice atestate pe parcursul anului și anotimpurilor, precum și temperaturile medii anuale, cu repercursiuni directe asupra recoltelor medii la hectar și a producției globale. Contribuția Basarabiei la constituirea și dezvoltarea României Mari după 1918 a fost considerabilă, atât din punct de vedere demografic, dar și al suprafeței teritoriale. Conform datelor Directoratului de Statistică al Basarabiei, în 1918, populația totală a regiunii era de 2.642.000 de persoane. Dintre acestea, peste 2.270.000 de oameni locuiau la sate, ceea ce reprezintă 85% din totalul populației, iar 368.000 trăiau la oraș. În preajma declanșării primului război mondial, Basarabia avea 1.538 de sate, 12 orașe și 3 târguri. Suprafața Basarabiei constituia puțin peste 15% din teritoriul României interbelice, iar populația acesteia reprezenta aproximativ 14% din totalul populației României Regale în 1918. La recențământul din 29 decembrie 1930. Ponderea populației Basarabiei era deja de 15,86% din populația totală a României, iar la 1 iulie 1938 această pondere crește până la 16%. La sfârșitul anilor 30, Basarabia dispunea de asemenea de aproximativ 200.000 de hectare de pădure, peste 110.000 de hectare de viță de vie, 28.000 de hectare de levezi cu pomi fructiferi, 28.400 hectare de fânețe naturale, și aproximativ 430.000 de hectare de pășuni. De asemenea, Basarabia avea peste 3 milioane și jumătate de hectare de teren agricol, dintre care puțin peste 3 milioane era pământ arabil, ceea ce reprezenta a patra parte din suprafața totală cultivabilă a României interbelice. După unire de la 1918, Chișinăul a devenit al doilea oraș din România regală cu cel mai mare număr de locuitori. Primul fiind municipiul București, populația căruia era estimată atunci la circa 800.000 de locuitori. Conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930, Chișinăul avea puțin peste 117.000 de locuitori. Populația acestuia era de 8 ori mai mare față de cea a Orheiului și de 4 ori mai mare decât cea a Tighinei și cetății albe. În calitate de capitală a Basarabiei, în Chișinău erau 186 de instituții publice și puțin peste 4600 de întreprinderi comerciale și industriale, iar transportul urban era asigurat de taxiuri, trăsuri și patru linii de tramvai. În opinia profesorului Ion Simionescu, Chișinăul cuprindea istoria întregii Basarabiei, în ultimul veac de încercare țaristă, prezentând aspectul unui mozaic etnic plantat pe fondul românesc și un oraș complet înstrăinat. Invocând cunoscuta hartă etnografică a lui Alexis Nour cu referire la orașul Chișinău, autorul constata că numai puțin de 13 soiuri de neamuri îl forma în proporții variate, ademenite prin privilegii anumite într-un oraș nou format, ridicat într-o regiune bogată. Printr-o sistematică politică de rusificare a orașului nou clădit, s-a urmărit schimbarea caracterului etnic, prea tenace a guberniei întregi, sublinia profesorul Simionescu. Metoda însă a prins doar în oraș, astfel încât limba străină și-a înfipt rădăcini atât de adânci în casele chiar ale moldovenilor, încât azi e greu să fie pe deplin înlocuită. O auzi în intimitatea familiilor cu nume jet beget românești și ca și acelora cu rol politic și național însemnat. Iar geograful Scarlat Panaitescu sublinia că în timpul perioadei țariste, Chișinăul jucase rolul privilegiat de capitală administrativă și cel de centru regional, prin importante avantaje de natură administrativă. Iar după 1918, Chișinăul își pierde însușirile artificiale ale zilei de ieri și se îndreaptă numai asupra noului său rol economic de piață, de tranzit pe frontiera răsăriteană. Generalizându-și observațiile, Panaitescu concluzionează că, din punct de vedere economic, Chișinăul se reface din temelii, prin specializarea muncii și a inventarului său economic, prin relațiile și tradițiile sale comerciale ce lipsesc și prin cultura și mentalitatea de conducere de care n-a dispus niciodată. În 1936, municipiul Chișinău împlinise 500 de ani de la fondare, iar cu această ocazie a fost realizată o retrospectivă istorică a acestuia constatându-se că din 1436 și până în 1812, Chișinăul a evoluat de la sat la târg, pentru a deveni, sub stăpânirea rusească, un centru administrativ gubernial. În 1876 s-a pus în funcțiune calea ferată Chișină-Odesa, grație căreia orașul a început să se dezvolte din punct de vedere militar, edilitar și comercial, devenind în 1877 un important centru de aprovizionare militară. Revenind însă la problema deznaționalizării și rusificării practicată de Rusia imperială în acest teritoriu românesc, o situație aproape similară celei a Chișinăului, profesorul Simeonescu o constată și în orașul Ismail, în care, precum afirma, Mă așteptam la o viață mai moldovenească și am găsit timp de nedureroasă în străinare. Dacă Chișinăul mai păstrase mahalalele moldovenești, la Ismail mărturisea Simionescu, n-am auzit nici în preajma căsuțelor acoperite cu stuh, nici mai la centru, mult grai moldovenesc. Tăblițele străzilor, ca și firmele, sunt românești, deși e permis să se mai păstreze ostentativ și inscripțiile vechi. Ismailul făcea parte din orașele înșiruite de-a lungul Dunării, având la spate întinsa stepa bugeacului, plin peste măsură de Greu, ors și mei, cu adevărat rivalul Egiptului și grânarul Constantinopolului. Conform mărturiilor istorice, Ismailul a fost inițial un popas genovez, devenind ulterior o puternică cetate. Așa cum relata Dimitrie Cantemir, Ismailul căruia moldovenii îi ziceau din oară Smilu, e o cetate care nu e de disprețuit. La sfârșitul secolului al XVIII-lea avea un perimetru de 5 km și numai puțin de 14 bastioane. În interiorul cetății se afla un adevărat oraș cu patru porți de ieșire. Așa cum aprecia profesorul Simionescu, Ismailul Interbelic era o miniatură a Chișinăului. Ca și Chișinău, casele par jucării față de orizontul larg or străzile late mai toate umbrite de șiraguri de copaci, iar din acest motiv, clădirile administrative, școlile, bisericile par mai impunătoare decât sunt în realitate. Podaba orașului o forma Dunărea, frumosul dar pe care natura ni l-a hărăzit, nota Simionescu. Orașul Soroca apărea ca unul din cele mai frumoase orașe din România, aducând aminte de Balcic, Aceeași groapă semicirculară, încadrată de podișuri înalte, aceleași năruiri, aceleași terenuri fugitive, același alb strălucitor al stâncilor, balciculare mare, albastra și întinsă mare. Soroca are nistrul cu cotituri largi. La balci când se soarele dogorește, căci malurile dezgolite răsfrâng grazele încinse asupra pumnului de case cu acoperiș de țicle. Din coace, verdeața gâlgâie, grădinile se țin una de alta, mai ales spre mutia dealului unde soroca vine în atingere cu casele din sa stânca. E un rai de verdeață, un cuib izolat din natura liniștită. Desigur, cetatea Sorocii era locul de atracție al oricărui vizitator, pe sub picioarele ei, nistrul se furișează lin, aproape fără crețuri. De pe malul jos se înalță zvelte patru bastioane rotunde, la cele patru colțuri de ziduri groase, aproape așa cum le-a zidit Petru Rareș, pe urma cetății de lemn și pământ ce a servit lui Ștefan să apere împotriva tătarilor. Are și ea pagini glorioase ca și celelalte. În veacul al XVII-lea de ea se izvesc năvălitorii tătari, cazaci și leși, 40.000 de, de turci, tot atâția tătari, scrie Moro de Braza pe vremea lui Petru cel Mare, au fost nevoiți, după șase luni de asediu, să se retragă cu rușine, lăsând lagărul și toată artileria. E așa de bine păstrat încât numeri și cresăturile cu S-au păstrat însă și mărturii mai puțin măgulitoare despre orașul Soroca din acea vreme. Un corespondent al ziarului politic Basarabia îl descria drept un târg pașnic parcă a dormit în murmurul etern al fluviului Nistru. Nici industrie, nici comerț intensiv. Din orașul bogat de Udinioară, când Nistrul era navigabil și când șlepuri nenumărate încărcate cu grâne se scurgeau spre Odessa, n-a mai rămas nimic. Și să ne mai mirăm, conchidea corespondentul ziarului, că unii basarabeni se plâng pe administrație românească. Cum să nu se plângă pe sfânta dreptate, când, după 14 ani de la unire, nu le-am dat nici măcar o cale ferată și drumuri ca lumea. Am încheiat citatul. În pofida acestor critici și chiar dacă nu s-a reușit construcția unei căi ferate, așa cum era preconizat la început, în perioada interbelică au fost efectuate inclusiv în orașul Soroca o serie de lucrări de amenajare publică. Astfel, mai ales după inundația din 1932, printre noile edificii din Soroca s-au remarcat clădirea gimnaziului pentru băieți Alexandru Dimitrie Xenopol, farmacia, începutul lucrărilor de construcție a unei catedrale și alte lucruri. Situat pe malul drept al răutului, orașul Bălț, al doilea ca mărime după capitala Basarabiei, se bucura de faima unuia dintre centrele comerciale importante din întreaga Basarabie. E o oază de hărnicie, pricepere și mai ales energie. Așa cum baza economică a Basarabiei se deplasase după 1918 către râul Prut, în jurul centrelor Dorohoi, Botoșani, Iași și Galați, bază dublată de acea serietului, în tot acest sistem orașul Bălți juca un rol important de piață de colectare și de desfacere. Iar importanța economică și comercială a acestui oraș era într-o necontenită creștere. Nod de linie ferată, căci de aici apucă linia spre Mateuți, Odată fiind principala care ducea spre Odessa, orașul Bălți e și unul din centrele mari comerciale din întreaga Basarabie. Magazinele de cereale din jurul gării pământeni sunt vaste, măcar că în jur cresc numai scai și pălămidă. Și mai multe magazine cu temelii de piatră sunt în jurul gării principale, de jos, iar morile sistematice sunt singurele clădiri monumentale, în afară de sobor și sinagogă. Toate îți destăinuiesc caracterul etnic al orașului, ca și cel economic. Negustorii sunt evrei, rar când prinzi câte o firmă cu numele proprietarului terminat în și mai rar dai de un nume românesc. Descriind populația orașului Bălți, profesorul Ion Simionescu menționa că negustorimea formează sângurele acesteia. Ea nu poate să fie decât din neamul cel mai negustoros, din părțile locului, care ocupă centrul. Vechii funcționari ruși, acum români, ca și puținii români ce s-au tras la oraș, locuiesc la periferie. Aceeași atmosferă putea fi constatată și la Orhei. E forfota schimbului. E amestecul celor două neamuri, care se clevetesc și totuși nu pot trăi unul fără altul. Dogenele sunt ale evreilor, iar mușterii sunt moldovenii. De o importanță economică identică celei a orașului Soroca era și hotinul interbelic, acesta dispunea de o piață relativ îngustă. Era slab inserat în rețeaua de comunicații, iar navigabilitatea Nistrului pe porțiunea respectivă era lipsită de orice importanță economică. În partea de sud a Basarabiei, așezat pe platoul de lângă balta Prutului, în formă de paralelogram, se afla orașul Cahul, care avea străzi largi, cu o lungime totală de 33 de kilometri și dispuse în forma jocului de șah. Clădirile în număr de circa 1660 erau construite din piatră sau cărămidă și din lemn, majoritatea fiind acoperite cu stuf. Iluminarea orașului se făcea cu petrol. Apa se aducea cu sacaua din fântâni, iar încălzirea caselor se făcea cu stuf și cu turte de floarea soarelui. În ceea ce privește viața comercială a orașului, aceasta devenea mai dinamică în zilele de vineri și duminică, când aveau loc târguri de alimente, precum și lunea, când avea loc târgul de vite. Cerealele erau depozitate în magazinile locale, pentru a fi mai apoi expediate la galați. Acum haideți să vedem cum era descris orașul Ismail, capitala județului cu același nume, de către unul dintre corespondenții ziarului Adevărul în primăvara anului 1920. Orașul acesta cochet, cu străzile largi, cu clădiri frumoase, cu un parc pe care l-ar putea invidia și Bucureștii, cu o promenadă bulevard care are ceva din promenadele Parisului, cu pavagiul de piatră cubică, cu trotuarele asfaltate, cu hoteluri curate, cu restaurante bine întreținute și cu meniuri bogate, cu instituții așezate în case moderne, cum e primăria orașului, cu cluburi frumoase, cu bănci instalate în clădiri împunătoare, te face să reflectezi de asemenea asupra influenței populației în ceea ce privește organizarea unui oraș. Același corespondent mai scria că, la fel ca orașele Bălți, Tighina sau Bolgrad, Ismailul fusese deopotrivă sub regimul țarist și, cu toate acestea, reușise să rămână un oraș cu adevărat european. Nu întâlnești nimic din sălbăticia asiatică a orașelor rusești. Străzile sunt proporționate cu înălțimea clădirilor. Bulevardul are o perspectivă bine aleasă. Parcul este înconjurat cu un grilaj de fier plin de ornamentații frumoase. Clădirile croite după un tip elegant, până și bisericile au mărimea corespunzătoare orașului. Îmi explic, concluziona Ion Basarabeanu, că occidentalismul Ismailului e datorat populației grecești din acel oraș, deoarece în îngustorii aceștia greci veniți din toată lumea, călătoriți prin toate părțile, aparținând unei rase culte și civilizate, care își însușesc avantajele culturii și civilizației, n-au putut să primească primitivitatea rusească și au copiat de aici, de acolo, din orașele moderne, toate înfrumusețările pe care le-au făcut orașului lor. Apreciate la modul general, cele nouă orașe capitale și reședințe de județe ale Basarabiei interbelice produceau impresii asupra urcărui vizitator prin simțul geometric ce a predominat la așezarea lor, mai toate fiind de aceeași vârstă, adică din epoca anilor 1830-1850. Orașele reședințe de județ se aflau la o distanță medie de 60 de kilometri îndepărtate între ele, ceea ce constituia o distanță de o zi cu trăsura. Intervalul de timp dintre cele două războaie mondiale s-a caracterizat prin importante lucrări de amenajare a întregului mediu urban al Basarabiei, utilizându-se noi materiale de construcție, iar arhitectura în stil modern extinzându-se atât asupra edificiilor administrative, cât și în domeniul instituțiilor de învățământ. Chiar dacă ne înregistraseră progrese și ameliorări importante, orașele noastre par încă sate, constata pe bună dreptate scarlat Panaitescu. Iar centralismul nostru de ieri și concentrarea conducătorilor economici numai în anumite centre se oglindesc în circulația comercială anemică de azi. Reacțiunea actuală necesară, consideră același autor, este de a se înviora centrele comerciale de pretutinde și de a le ridica la încrederea și deschiderea unui larg și întemeiat credit. În anul 1922, la cele 12 orașe existente, capitale de județ și alte orașe, s-au mai adăugat două comune urbane. Leova, în județul Cahul, situat pe malul stâng al Prutului, cu o populație de peste 5400 de locuitori, și Vâlcov, în județul Ismail, pe malul stâng al brațului Chilia, cu 5.757 de locuitori. Către recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930, numărul centrelor urbane din Basarabia a ajuns la 17, inclusiv 3 municipii, Bălți, Cetatea Albă și Chișinău, și 14 orașe. Chișinăul era orașul cu cel mai mare număr de locuitori, aproximativ 115.000, urmată de cetatea albă cu peste 34.000 de oameni. La Tighina locuiau peste 31.000 de, de cetățeni, în Bălți aproximativ 30.600 de, de persoane, iar Ismailul avea în jur de 25.000 de, de oameni. În celelalte orașe, numărul locuitorilor era sub 20.000. Potrivit acelui recensământ, în total, în mediul urban al Basarabiei trăiau aproximativ 371.000 de, de oameni, majoritatea trăind la sate, ceea ce reprezenta 87% din totalul populației basarabene. La nivelul întregii României, ponderea era următoarea. În satele românești locuiau aproximativ 14.421.000 de oameni, în timp ce în orașe își duceau traiul peste 3.630.000 de cetățeni. Într-un context mai larg, raportul dintre populația rurală și cea urbană din România interbelică era comparabil celui din Iugoslavia anului 1932, în care populația rurală constituia 77,7% din total, cu cel din Bulgaria anului 1936, unde populația rurală era de 78,6% din totalul populației, sau cu Grecia unde, în 1935, populația rurală deținea ponderea de 69,5% din totalul populației. Așa cum observa doctorul Sabin Manuilă, deși avea proporția cea mai redusă de populație urbană, această provincie, Basarabia, cunoaște un fenomen particular, și anume prezența frecventă a unor sate-târguri, în care se concentrează pe regiuni, mai mulți au mai puțin întinse o viață economică destul de intensă. Târguri care suplinesc astfel orașul propriu-zis. În plus, conform opiniei așa autor, în privința satelor se remarcă deosebirea categorică ce există între satele din Vechiul Regat și cele din Noile Provincii, dat fiind că în Vechiul Regat satele au mărime de circa 700 de locuitori, în timp ce în Noile Provincii de circa 1400. Această situație caracterizează pe de-a întregul viața acestor provincii, care este mai stabilă și mai bine închegată. Conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930, populația rurală a Basarabiei Interbelice era de 2.493.300 de persoane, locuind în 1847 de sate având un total de 549.511 gospodării, 522.053 de clădiri și peste 24.000 de întreprinderi comerciale, industriale și de transport. Diversitatea condițiilor economice, geografice, dar și de altă natură în care locuia populația rurală a Basarabiei Interbelice au determinat existența în acea perioadă a patru tipuri distincte de așezări rurale. Sate situate în regiuni forestiere, sate de câmpie, sate din regiunea Stepei Bugeacului și sate din Valea Nistrului. Potrivit acelui așa rece populația totală a Basarabiei era de 2.864.402 locuitori. Totodată, în această provincie românească erau 576.594 de clădiri, aproximativ 633.000 de gospodării, peste 36.000 de întreprinderi comerciale și industriale, iar densitatea medie a populației era de 64,5 locuitori pe kilometru pătrat. cea mai mare fiind în județele Hotin și Lăpușna. Atestate documentar începând cu sfârșitul secolului al XIV-lea, datorită diversilor călători sau funcționari care au stat acolo și s-au pronunțat asupra caracterului etnic al populației băștinașe, asupra stării sufletești, sociale, culturale, Precum și asupra caracterului pitoresc al Basarabiei, mărturiile de acest fel s-au multiplicat considerabil după 1812, pentru că după 1918 să dispunem deja de numeroase descrieri care veneau nu doar din cercurile intelectuale ale Basarabiei sau din România, ci și din zona unor personalități europene care, între cele două războaie mondiale, au avut ocazia să viziteze în repetate rânduri ținutul dintre Prut și Nistru, i populația, bogățiile și locurile pitorești în pagini memorabile. Practic, anul 1918 a pus începutul cunoașterii științifice a adevăratei istorii a Basarabiei sub toate aspectele, iar în rândul intelectualilor a fost înregistrată o dorință și voință reală de a lăsa posterității Așa cum spunea istoricul Basarabian Ștefan Ciobanu, o dungă de lumină în conștiințele a celor care vor dori să cunoască realitatea diferitelor probleme și stări din Basarabia. Primele studii importante referitoare la istoria, geografia și populația Basarabiei interbelice aparțin renumitului profesor și geograf francez Emmanuel de Marton, care, după o vizită de documentare la mijlocul anului 1919, în cadrul căreia a parcurs teritoriul întregii Basarabii, a constatat o țară uimitor de bogată, unde lanurile de grâu ondulează până în zări, promițând o recoltă minunată, în care securitatea populației este perfectă, atât în orașe unde am poposit nu o singură dată în plină noapte, precum și în provincie, unde am observat femei și copii muncind la mari distanțe de sat. Aceeași ordine și securitate domnește în sudul Basarabiei, unde ochiul călătorului caută în van un arbore, până la linia orizontului stepei. În coloniile germane, bulgare, rusești chiar, datând de mai mult de un secol, unde româna este adeseori utilizată drept cea de-a doua limbă de comunicare. În centrul și nordul Basarabiei, unde relieful este mai accidentat, pădurile încununează colinele, iar satele se pierd în mijlocul livezilor cu pomi fructiferi. O țară curat românească, unde am regăsit aceleași forme de casă, aceleași fețe și același fel de a vorbi pe care le-am întâlnit în Transilvania și în Valahia. În toate orașele unde populația este extrem de pestriță și în care societatea cultivată și lumea funcționarilor sunt incontestabil ruși sau rusificați, în provincie, țăranii și proprietarii nu au o altă grijă decât împărțirea pământului, evident, cu sentimente diferite. Unii proprietari sunt indispuși de prevederile reformei agrare radicale, prin care se expropriază moșile mai mari de 100 de hectare. Unii tânjind după anii țarismului. Țăranii, în schimb, sunt nerăbdători să-și vadă loturile de pământ distribuite. Iată faptele incontestabile. Am încheiat citatul. Un important studiu privind repartizarea și rolul minorităților naționale, inclusiv ale celor din Basarabia anilor 20, aparține acelui profesor Emanuel de Marton, Analizând harta etnografică a Basarabiei, elaborată de autor în momentul lucrărilor Conferinței de Pace de la Paris din 1919-1920, autorul menționa că, luând act de fenomenul trezirii conștiinței naționale, apartenenței etnice, lingvistice și culturale românește a modovenilor dintre Prut și Nistru, guvernele Rusiei țariste au căutat să favorizeze statornicirea în această regiune a elementelor neromânești, astfel încât, pe parcursul secolului al XIX-lea, imaginea etnografică s-a modificat esențial. În contrast cu perioada 1812-1917, aspectul etnografic al Basarabiei după 1918 se schimbă în favoarea românilor, proces apreciat de autor drept natural și firesc, Aspecte identice ale locului și rolului minorităților etnice din România interbelică sunt examinate într-o lucrare redactată de Henri Leon Levi Ulman și de Boris Mirkin Giuțevici. Autorii au constatat că statul român n-a practicat niciodată mijloace violente de asimilare etnică, ci, din potrivă, a permis micilor comunități minoritare să convețuiască pașnic în cadrul comunității române majoritare. În România nimeni nu este persecutat, nici pentru limba pe care o vorbește, nici pentru religia sa. Remarci la fel de prețioase privind populația Basarabiei, structura etnică a locuitorilor, dificultățile provocate de aplicarea rapidă a unei reforme agrare atât de profunde, conține și lucrarea editată la Paris în 1920, notițe despre România Mare. Este de remarcat faptul că Basarabia era caracterizată drept cea mai bogată provincie agricolă a Noii Românii cultura cerealelor ocupând 62% din suprafața totală, iar productivitatea medie anuală a cerealelor constituind circa 2 milioane tone în anii antebelici. În opinia autorilor lucrării, prin excedentul producției sale agricole, dublat de un utilaj economic ameliorat și de noi metode de cultură, Basarabia, încă insuficient pusă în valoare, va deveni unul din factorii de primă importanță a prosperității României mari. În anul 1921, Basarabia a fost vizitată și de Charles Clark, profesor la Universitatea din Quebec și la City College din New York. Vizitele sale repetate din anii 1923, 1925 și 1927 s-au finalizat cu editarea în primăvara anului 1932 a volumului România Unită, în care Basarabia era examinată într-un compartiment special. Precum se menționa în volumul citat, la începutul anilor 20, Basarabia constituia o regiune eminamente agricolă, agricultura constituind principala sursă de existență și de venituri a majorității populației. Importante sunt observațiile profesorului Clark privind țăranul basarabean, menționându-se în mod special Puternicul său spirit de observație, bunul simț cel caracterizează, precum și prețioasa calitate calitatea de a-și fi păstrat tradițiile și cutumele din timpuri imemorabile. Rezultat al unei profunde cunoaștere a istoriei și realităților Basarabiei interbelice este și lucrarea lui Anthony Babel la Besarab, conținând pagini esențiale privind aspectele istorice, etnografice și economice ale ținutului dintre Prucinistru. Interesante sunt impresiile invocate de autor, aparținând mareșalului Marmon, duce de Ragusa, care, după ce vizitase în 1837 aceste locuri, a rămas profund surprins de faptul că, citez, valahii, moldovenii și basarabenii își conservaseră caracterul etnic și cultural în mijlocul atâtor vicisitudini ale istoriei lor și în pofida bulversărilor produse de migrațiile popoarelor. Am încheiat citatul. Același mare șal marmon nu a trecut cu vederea nici bogățiile Basarabiei. Această țară posedă mari avantaje naturale. Dacă ea reușește să beneficieze de un nivel considerabil de prosperitate, având o populație destul de rară, atunci ea se va bucura de avantaje mult mai mari când populația va deveni mai numeroasă. Foarte des poți întâlni turme mari de oi, numărul cărora ar putea ajunge la milioane de capete, întreținute cu profit. Un reușit tablou al României interbelice, inclusiv al Basarabiei, a fost realizat de George Odoar, la mijlocul anilor 30 în lucrarea Portret de la Romanii. Autorul a prezentat în profundă cunoștință de cauză atât o imagine de ansamblu a Basarabiei, cât și a principalelor județe și orașe ale acesteia. Autorul menționa că, dacă ar fi să locuiesc permanent în România, oferindu-se posibilitatea liberei alegerea a locului de reședință, Basarabia ar fi, cu certitudine, locul meu. Aș locui iarna la Chișinău, procurându-mi totodată o mică casă la țară, în fața căreia voi instala un fotoliu din care voi contempla stelele pe un cer de o imensitate fabuloasă. Referindu-se în special la bogățiile și pitorescul localităților din cuprinsul județului Tighina, Autorii al manahului acestui județ pe anul 1934 îi aduceau un veritabil elogiu. Lacuri întinse de grâne, dealuri acoperite cu vii, turne de oi și vite cornute, cai de rară frumusețe, sunt bogățiile satelor tupilate prin băile apelor din partea de miază zi a județului Tighina. Grădini fructifere, cu varietăți dintre cele mai nobile și cu căutare prin depărtate țări, păduri întinse și presărate cu nuci seculare, cu dese fișuri de aluni, bălți întinse și bogate în pește, păpuriși și stuhării, în care un vânat prețios și rar. Sunt bogățiile satelor tighinene din mănoasa vale a Nistrului, Botnei și a Bâcului, cea din tâi asemuită cu drept cuvânt cu binecuvântata și îmbelșugata vale a bătrânului Nil. Am încheiat citatul. Același almanach conține și descrierea uneia din cele mai pitorești localități din Basarabia, aparținând învățătorului Ion Cociu, care menționa că ceea ce este rădășenii pentru Moldova este, fără exagerare, Talmazul pentru Basarabia. Merele, perele, prunele și gutuile din grădinile Talmazului iau în fiecare toamnă drumul străinătății. Negustori de prin țările vecine vizitează de multe ori satul spre Apedea și cumpăra de la fața locului fructe din cele mai bune și scumpe varietăți. Merii, mai ales, cresc și produc fructe minunate. Cer însă multă îngrijire și o deosebită atenție. De cum se apropie primăvara și până toamna târziu, de cu zor și până în seară, moldoveanul Harnic își duce viața în grădină. În opinia acelui așa autor, bogăția, frumusețea și mândria talmazului constau în grădinile, livezile și viile ce îl înconjurau, iar casele văruite în alb, acoperite cu stuf, multe din ele cu nelipsita prispă, sunt înconjurate de pomi și flori, așa că, privit de pedealurile din pe satul pare o frumoasă grădină. Pentru că agricultura era ramura de bază a economiei practicată de către majoritatea populației Basarabiei, cunoscutul istoric Ion Nistor a afirmat că românii moldoveni din Basarabia sunt populația de baștină a Basarabiei, păstrătorii tradițiilor politice și culturale ale acestei frumoase și bogate provincii. În ciuda vitregiei vremurilor, ei s-au păstrat până azi ca populația de căpetenie, atât sub raportul numeric, cât și ca forță economică. Ei au cucerit Basarabia cu plugul și cu spada. Ei au pus aici pe cetea muncii și priceperii lor. Ei sunt făuritorii celei mai vechi civilizații în această țară și numai ei sunt urzitorii și păstrătorii tradițiunilor ei politice și culturale. O lucrare asemănătoare celei semnate de George Oduard, dar mai temenic documentată și acoperind o perioadă mai vastă, a fost realizată la începutul anilor 50 de către Henri Prust. Care a locuit la București din septembrie 1931 până în mai 1950. Valoarea respectivei lucrări este cu atât mai mare cu cât la baza acesteia au stat nu numai presa și literatura anilor interbelici, ci și notele sale personale. Autorul observă, cu justificat temei, că abundența și modul de viață relativ facil din România interbelică, respectiv din Basarabia, a avut tendința de a înmuia caracterele, de a adormi energiile, înclinând spre nepăsare și indiferență. S-a mizat mai mult pe șanse, pe noroc, așteptându-se o reeditare a situației de felul celei care a permis României să iasă dintr-un război dramatic cu un sport teritorial nesperat. Gustul vieții confortabile a impus oamenii politici și funcționarii să facă bani pe căi oblice, punând adeseori interesul personal în fața celui public. O apreciere a importanței și semnificației perioadei interbelice pentru țările Europei de Est rămasă actuală și în prezent aparține profesorului francez Albert Mousset, care, prefațând lucrarea lui Henri Proust, consemna că Viitorii istorici vor aprecia probabil perioada circunscrisă de cele două războaie mondiale drept veacul de aur al țărilor Europei de Est. Destinul lor a fost timp îndelungat dominat de antagonismul germano-rus. După 1918, presiunile alternante la care fuseseră supuse din est și din vest au dispărut. Prima mare putere care practicase aceste presiuni, Germania, a fost obligată să abandoneze cursa. Cealaltă putere, Rusia a fost absentă pe scena europeană. Cercetările ulterioare ale istoricilor, economiștilor, sociologilor și demografilor au confirmat în deplină măsură justețea acestei opinii, chiar dacă, din punct de vedere economic și social, perioada interbelică nu s-a dovedit a fi chiar un veac de aur. Doamnelor, domnilor, lecția noastră a ajuns la final, dar noi ne revedem săptămâna viitoare o nouă lecție de istorie în cadrul căreia vom vorbi deja despre economia românească în perioada interbelică și potențialul economic al Basarabiei după încheierea primului război mondial. Până atunci, toate bune!